Adevărații campioni ai voleiului românesc sunt aceia care, cu decenii în urmă, au înregistrat rezultate de prestigiu în competițiile europene și mondiale, performanțe ce nu au mai fost atinse de generațiile următoare. Cu toții au ajuns la vârste respectabile și, în fiecare vară, se reîntâlnesc pe meleaguri brașovene. Constantin Antonovici, Dan Blaha, Dan Dobrescu, Eduard Derji, Aurel Drăgan, Ovidiu Florea, Mihai Grigorovici, Alexandru Ignat, Ion Martin, Vasile Pavel, Tănase Tănase, Viorel Raicu, Ion Tăut, Monica Salcău, Valentin Stănei, Dorin Ștefan, Gheorghe Stinghe, Valentin Vrăjescu, Aurel Voinea, Viorel Chiorean, Gheorghe Toma s-au reunit pentru al 6-lea an consecutiv, ca de obicei acasă la Cornel și Gabriela Manițiu, în comuna Vulcan. Ca de fiecare dată am sesizat emoțiile organizatorului la revederea celor care alcătuiesc elita voleiului românesc. Sunt emotiv fiindcă într-adevăr a 6-a ediție și toți acești prieteni care au o vârstă totuși respectabilă și de la distanțe lungi față de orașul, de satul nostru și județul nostru, vin cu mare plăcere și se urcă în mijlocul de transport care l-au la dispoziție pentru a veni și a ne întâlni. Nu poate fi o bucurie mai mare decât aceasta de a te întâlni cu cei cu care ai luptat, între ghilimele, pe terenul de sport, fie ca jucător, fie ca antrenor de pe margine sau ca arbitri, că am judecat pe unii și pe alții și acum este o prietenie și o relație deosebită între noi toți. Cornel Manițiu găsesc că este unic în sensul de a organiza această întâlnire, din care rezultă o tradiție care trebuie menținută a voleibolului românesc, care în anii 50-60 era la nivel mondial și poate prin aceste acțiuni la următoarele generații să le dea un impuls și o speranță să revină acolo unde am fost noi. E extraordinar că toți care ne-am sacrificat weekendurile, sâmbetele, duminicile, acum ne putem întâlni, ne putem cunoaște, ne bucurăm. Cunoașteți de mult, cu alte cuvinte. Ne cunoaștem de mult, dar ne putem bucura că ne întâlnim și încă mai rezistăm și totul este superb. Sunt foarte fericit că nu se uită acest eveniment, e un eveniment anual al vechilor voleibaliști și avem satisfacție că suntem băgați în seamă totuși, măcar de o televiziune. Asta e un lucru deosebit. Părerea mea despre această acțiune este ireproșabilă. Eu am fost de la prima întâlnire, asta este a 7-a, nu am lipsit și cât Dumnezeu mă va ține în puteri, voi fi prezent totdeauna. Nu pentru chef, să-mi revăd colegii, oameni de mare valoare a voleiului românesc. Da, este un eveniment deosebit. Întrunirea și întrevederea cu campionii europeni din 1963 și cu câștigătorii ai Cupei Campionilor Europeni de 3 ori este un moment emoțional. Acești oameni deosebiți care au adus glorie voleiului românesc merită toată aprecierea. Acțiunea este deosebită. Prietenul voleiului din toată țara s-au întâlnit la Cornel Maniciu, care face o treabă extraordinară. Ne pare rău că unii dintre noi nu mai sunt, dar sperăm pe viitor, în octombrie, cum s-a hotărât, să fim mai mulți decât cei 30 sau 40 de persoane care suntem aici. În tot acest timp, la bucătărie, activitatea era intensă, iar gospodinele erau în priză pentru a-i mulțumi cum se cuvine pe valoroșii invitați. Onoraților invitați le-am pregătit o plăcintă bună cu brânză, o ciorbă de văcuță bună făcută cu borș făcut în casă la noi, apoi le-am pregătit un pește bun, un păstrăv și rulouri de porc înăuntru cu cârnați, cu morcov și cu castravete, iar garnitură le-am făcut orez.
Și, bineînțeles, fiind un rulou care este de porc, am zis că e socotit să faci, să punem ca și, ca și murătură castraveți acri. Făcut în casă, bineînțeles, nu e nimic cumpărat din magazin. Nenumărate amintiri îi leagă pe campionii voleiului românesc, iar grădina lui Cornel Manițiu este singurul loc în care aceștia le pot depăna cu nostalgie. Și să citiți întotdeauna ce a fost, ce este, ce va fi, tot ce e sfânt în astă seară. Beți paharul până la fund și mai beți unul pentru mine și vă promit că beau și eu ca să vă fie vouă bine. Cine a scris-o? Țică Ferraru. Țică Ferraru. Este de la Sandu Dragomir, domnule. Cel mai mare sentiment fiind vorba de ceea ce se întâmplă aici, pentru că este un fenomen pe care toți de aici suntem trecuți prin chinurile voleiului. Este foarte important. Este deosebit de plăcut, este o chestiune de amănunt, fiecare dintre noi, ca antrenori, ca arbitri, ca... ne întâlnim cu idei și mergem în continuare și credem că voleiul românesc va triumfa. În primul rând vreau să spun că sunt acasă, aci. Sunt acasă pentru că de ani buni nu trece anul să... nu fiu prezent cel puțin o dată la Cornel și faptul că aici mă întâlnesc cu colegii de generație, dar și cu oamenii din vole, e un mare eveniment pentru mine și o mare plăcere. Foștii campioni europeni s-au aflat din nou în Europa prin intermediul Antenei 3 și evident că au ținut pumnii Simonei Halep în cadrul finalei pariziene de la Roland Garros. 1-1, suntem la seturi și să sperăm că Dumnezeu va fi cu noi și Simona Halep va câștiga așa cum merită. Cadourile simbol oferite de gazda evenimentului de la Vulcan au devenit cu siguranță neprețuite pentru fiecare dintre cei prezenți. Vreau să vă spun că mă bucur pentru decernarea acestui premiu care l-am primit într-un cadru așa de festiv în întâlnirea campionilor europeni din 1963 și vreau să vă spun că inima mea va rămâne mereu în slujba acestui sport. Am avut ocazia și plăcerea deosebită să ne întâlnim anual cu toți prietenii voleiului și cu toți cunoscătorii, să ne depănăm amintirile, să stabilim obiective și de viitor și să putem vedea dacă putem contribui la urcarea nivelului voleiului românesc. Pentru mine e o treabă deosebită că m-am reîntâlnit cu o mulțime de personalități ale voleiului și cu cei care din prejurul voleiului l-au sprijinit, l-au ajutat ca arbitri, ca administratori. A fost o treabă deosebită, într-adevăr. Cu toți cu care ne întâlnim, este foarte plăcut că nu sunt texte de legătură, pentru că toți vorbim aceeași limbă, direct la esențial. Îi mulțumim lui Cornel Manițiu, care a fost un și jucător de volei și arbitru internațional, care organizează această întrunire în fiecare an și îmi pare foarte rău că unii dintre ei, pan ce trece, încep să dispară. Cu siguranță că elita voleiului românesc va fi prezentă în formulă completă și la ediția cu numărul 7, programată în vara anului viitor.